Un nou medicament cu eficiență sporită în combaterea COVID-19 a fost descoperit în urma unui studiu efectuat de un institut medical din Montreal. Colchicina este pilula care ar fi scăzut decesele provocate de COVID-19 cu 44% și ar fi redus la jumătate numărul pacienților care au avut nevoie de ventilație mecanică. În grupul de pacienți tratați cu colchicina s-au redus spitalizările cu 25%, a scăzut necesitatea ventilației mecanice cu 50% și decesele au scăzut cu 44%. Colchicina este un antiinflamator utilizat în tratamentul gutei folosit pe scară largă și foarte ieftin. Costă aproximativ 9 lei în România. Tratamentul a fost inițiat imediat ce diagnosticul de infecție COVID-19 a fost pus, reducând astfel riscul de a dezvolta o formă severă a bolii și, în consecință, reduce numărul de spitalizări. Credem că aceasta este o descoperire medicală. Nu există o terapie aprobată pentru a preveni complicațiile COVID-19 la pacienții ambulatori ca aceștia să nu ajungă la spital. Medicii din Marea Britanie anunțau în noiembrie 2020 că acest medicament urma să fie testat în curând ca un posibil tratament pentru COVID-19, acesta fiind unul dintre cele mai ample studii din lume în acest sens. Oamenii de știință susțin că inflamația reprezintă un element major în ceea ce privește COVID-19, iar tratamentul cu dexametazonă, un alt antiinflamator, și-a arătat eficacitatea în ceea ce privește reducerea numărului de decese în rândul pacienților cu forme severe ale acestei afecțiuni.